Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Declarațiile recente ale celebrei actrițe Zlatan Rakolu au lăsat lumea revistei cu o mare surpriză. Tânărul talent a atras atenția cu declarația sa șocantă că nu există dragoste. Această declarație a lui Zlatan Rakolu a surprins pe mulți și a devenit centrul speculațiilor. Zlatan Rakolu este cunoscută pentru că este un nume care a obținut un mare succes în cariera ei, în ciuda vârstei sale fragede. Atrăgând atenția atât pentru frumusețea ei, cât și pentru talentul actoricesc, Rakolu și-a făcut un nume prin cele mai recente proiecte. Cu toate acestea, a surprins lumea revistelor devenind la ordinea zilei cu afirmația sa că nu există dragoste. După această declarație a lui Rakolu, mulți au început să se întrebe despre perspectiva tânărului actor asupra dragostei și relațiilor. Continuând cu declarațiile sale, Zlatan Rakolu a afirmat că pentru el dragostea este o iluzie și că oamenii au așteptări prea romantice despre ea. În urma acestui discurs, care s-a răspândit rapid pe platformele de socializare și știrile din reviste, viața privată a lui Zlatan Rakolu a devenit un obiect de curiozitate. Actorul, care nu a împărtășit mai multe detalii despre viața sa amoroasă, a lăsat întrebări fără răspuns despre modul în care a adoptat o atitudine față de relații. Cu toate acestea, mulți oameni cred că aceste declarații ale Zlatan Rakolu provin din propriile experiențe de viață și că poate a avut experiențe dificile în relațiile ei anterioare. Lumea revistelor așteaptă cu nerăbdare să vadă cum tânăra actriță își poate afecta proiectele și cariera viitoare cu aceste declarații. În același timp, declarația lui Zlatan Rakolu că nu există dragoste a început o dezbatere profundă în societate despre iubire și relații. Oamenii au început să se întrebe dacă iubirea există cu adevărat și pe ce se bazează relațiile. Declarația Zlatan Rakolu a făcut-o să iasă în prim plan nu numai ca actriță, ci și prin gândurile și filozofia ei. În loc de relațiile romantice și poveștile de dragoste care au loc de obicei în lumea revistelor, opiniile diferite ale lui Zlatan Rakolu asupra acestor subiecte au avut o mare rezonanță în societate. Drept urmare, afirmația lui Zlatan Rakolu că nu există dragoste a surprins foarte mult lumea revistei și societatea și se pare că se va vorbi în continuare despre ea multă vreme. Evenimentele viitoare și comentariile la aceste declarații ale tinerei actrițe sunt așteptate cu mare interes. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!